Agra, India. 500 de metri separă unul din cele mai haotice orașe ale Indiei de una din cele 7 minuni ale lumii. 500 de metri de liniște. 500 de metri către cea mai perfectă construcție. 500 de metri până la grandiosul Taj Mahal. Cea mai mare și extravagantă dovadă de dragoste. Și te-ai dus, iubita. Și te-ai dus. Împăratul Shah Jahan, în 1631, își pierdea soția favorită în timpul nașterii celui de-al 14-lea său fiu. Legenda spune că pe patul de moarte ea îi cerea să-i construiască un mausoleu, să se căsătorească din nou, să fie bun cu fiii săi și mai ales să-i viziteze mormântul în fiecare an. Shah Jahan, al cărui păr s-a albit în doar câteva luni, a reușit să îndeplinească doar una dintre ele, dar cea care va atrage privirea întregii planete către Agra. 22 de ani, 20.000 de persoane și 1.000 de elefanți au fost necesar pentru construcția Taj Mahalului, cu cele mai bune materiale aduse din toate părțile Asiei. Și asta era doar prima parte. Se spune că Shah Jahan intenționa să construiască și Taj Mahalul Negru, pe cealaltă parte a râului, unde el va fi înmormântat, iar ambele vor fi conectate cu un pod de aur. Dar asta nu s-a mai întâmplat. Fiul împăratului, văzând că toată averea familiei este investită în construcția acestor morminte, decide să-l închidă pe Shah Jahan în fortăreața din Agra. Ironic sau nu, împăratul își pierdea viața închis într-o cameră cu un geam care dădea către Taj Mahal. Costul estimativ al Taj Mahalului în ziua de azi ar fi peste 500 de milioane de dolari, iar povestea de dragoste din spatele său atrage în fiecare an milioane de vizitatori din toate colțurile lumii. Un loc care se află pe lista de dorințe a multor călători, inclusiv pe a ei. Gata, mi-a trecut-o. Gata. Da. Bine ați venit la Taj Mahal. Raluca, cea mai mare fană a trezitului la 6 dimineața. Da. Entuziasmată? Ground floor. Door opening. Morning. Yes, sir. Is smoking item not allowed to carry? What? Is smoking. Okay. And eatables. Have you booked the ticket? Yes, sir. So, online ticket, mm-hmm. No problem. We are official government guide. Sir, I don't need guide, sir. Really? Really. I do not need. Uite o Camila, frate. Yes, sir, I'm Robin Hood Dasman. Uite o Camila, frate. Pastor morning time. Vreți să-mi scămi la până la Taj Mahal? 2% 100 rupees. What? 100 rupees what? Yes, 2%. What? To go where? Sorry? To go where? Turn by very fast. No, but it's here, it's close. 1 kilometer, friend. No, 1 kilometer. Only 100 rupees. No. It's okay. Okay, 50. Only 50. First customer morning time, sir. No, sir. Together 50. It's okay, sir. 1 kilometer. We just walk, sir. Man, get drop. It's okay, thank you. No. Vrei să mergi cu ceva? Sau vrei să mergi pe jos? Vreau să merg pe jos. Eu zic că mai bine mergi în căruță, din asta pentru că te lasă lumea în pace. Măcar și prinde muște. Mai bine mergi cu o căruță din asta decât să mergi pe jos și să te streseze toți tot. Când e mai cald sau ceva. Taj Mahal, una din cele 7 milioane ale lumii. Cum e tre? Lasă-mă. Vreau să vă spun că probabil acest video se va auzi puțin mai prost și se va mișca camera mai mult pentru că aici la Taj Mahal
Veverițe, aici la Taj Mahal, să te ești mehel. Nu te lasă nici cu trepied, nici cu cameră profesională, să vedem dacă putem trece cu asta, nici cu microfon. Deci camera n-are microfon, acum e la mine în mână, cum o tremura, asta e. Singurul lucru bun până acum, pe lângă faptul că vedem Taj Mahal și una din cele 7 minute ale lumii și realul în sfârșit își împlinește visul, deși e cam speriată, e doamne să nu mă fiu dezamăgită, e că la 500 de metri de Taj Mahal nu mai intră nicio mașină. Niciun taxi, niciun claxon, niciun nimic, pentru că marmura se făcea din albă galbenă. Și măcar atât au făcut bine. Ați văzut, puteți să mergeți cu Camila, kilometrul ăsta pe care trebuie să-l parcurgi prin acest parc. Dar ținând cont că e dimineață și e răcoare și e singurul loc unde nu pute, mergem pe jos. Și cât de cât poți să mergi pe jos? Da, e cea mai curată parte a orașului ăsta. Cred că am înțeles strategia. Ca să ajungi la Taj Mahal, la o așa frumusețe, trebuie să îndeplinești ceva misiuni. Trebuie să depășești oamenii aia mega stresanți, trebuie să depășești groapa de gunoi care e acest oraș, după aia trebuie să depășești a doua groapă de gunoi care e la intrare aici, iar acum trebuie să depășești toate maimuțele care sunt acolo în față, fără să fii rănit. Iar apoi controlele de securitate care sunt extrem de stricte, din câte am înțeles, rămâne de văzut. Deloc, dar deloc nu-mi plac. Deloc nu-mi plac. Foarte, foarte chill intrarea la Taj Mahal. Mă gândesc că pandemia spune cuvântul, de obicei stai aici la coadă, dacă vii chiar când deschid, Taj Mahalul se deschide 30 de minute înainte de răsărit, se închide 30 de minute după apus, dacă nu mă înșel, sau înainte de apus. Da, și din câte am citit, de 5 ori pe lună se deschide și seara, când e lună plină. Dar acum a fost super ușor totul, ne-au luat trepied, ne-au luat țigările, ne-au luat bomboane și mai avea la loc. Ne-au luat totul, ne-am lăsat la un locker și ne-am spus clar, când mergi la locker, nu plătiți nimic, că e gratis. Chit că mi-a zis cineva, dar cu basă cu bomboanele și țigările, am zis totuși, poate să fi schimbat ceva, cine știe. Dar uite că nu. Deci, și intrarea a costat 12 euro de om și ne-am luat online, ce mai bine așa, nu te poate să le dau. Da, lasă-mă, nu-mi strica momentul. Încă nu. Țeapă. Am emoții! Momentan voi ține camera așa către noi pentru că acum o să vadă pentru prima oară Taj Mahalul și vreau să-i vedem fața ei. Hai că e mare! Nu e așa mic cum era ieri, e mare! Ieri l-am văzut de la hotel la 4 km distanță, părea foarte mic. Lăsați-mă, îmi place, vă rog, din suflet, nu-mi strica și momentul ăsta. Incredibil. Uite-mă să ridică părul pe mine, bă! Da, am prins bine, încă-i puțină lumea, hai! Cred că demonstrația de amor și de iubire pe care a arătat acest împărat construind Taj Mahalul, care nu e un templu, nu e un castel, nu e un palat, e doar un mormânt sau mausoleu, e aproape la fel de mare ca cea pe care o fac eu acum. Dar credeți-mă că și eu am tras multe rău de tot ca să o aduc pe asta mică la Taj Mahal și mi-a încălcat toate principiile, toate orgoliile, toate promisiunile, când am spus că nu o să calc în India în viața vieților mele. Și numai eu știu cât sufăr de ceva zile bune și cu sănătatea și cu nervii.
dar a meritat. Numai ar trebui să scrie o poveste și despre. Atât vă spun. Dar e extraordinar. Acum, Caterinca, lăsând Caterinca la o parte, e probabil cel mai frumos loc, lucru, nu știu, construcție pe care am văzut-o vreodată. 100% e cea mai vizitată chestie din India, una din cele mai vizitate ale lumii și e incredibil, e absolut incredibil. Born, 1982. Octopussy. Where? 1982. Yes. Were James Bond the movie film Taj Mahal, Octopussy all round the shot. My spot. Ah, very yeah. Special. Nice. N-am crezut că vreodată voi spune chestia asta. Cel mai frumos lucru pe care l-am văzut în ultima perioadă e un mormânt. Da. Dacă vă uitați, vedeți că nu sunt. Dacă tu ești foarte atent, turnurile alea nu sunt exact drepte, astea patru. Sunt lăsate așa într-o parte pentru că arhitecții au considerat în caz de cutremur să nu se prăbușească turnurile pe construcția principală. În caz de cutremur vor cădea în partea cealaltă. Îți place? E foarte frumos. Da? Da. A meritat chinul. Da. Nu mai vreau să ies de aici. Aici rămânem. Și ei sunt mai mulți, mă. Uitați-vă la asta. Ce poziție și-a luat el. Deci aici e full de maimuțe, se aruncă tot în apă, fac baie aici, în piscina asta, de la Taj Mahal. Ia uite, ia uzi-le cum sară, plof, 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 plof. Dar e plin de, ia uite cum îl scoate far pe fiul să treci, mă. Treci acasă, fire. Ralu, nu te aproape de ele, mamă, vină încoa, lasă-le în treaba lor. Mamă, dar câte sunt, o grămadă. Doamne, dar câte sunt, pa! E la baie, e ora de făcut băiță. Acum că l-am ocolit cumva și suntem pe partea cealaltă, mi se pare e perfect simetric, frate, arată exact la fel. Ăsta vine să mă întrebe ceva, să-mi vândă ceva. E un pătrat. Perfect. No, thank you, sir. Taj Mahalul e superb, dar foarte puțin se vorbește despre porțile astea care sunt extraordinare și astea. Este una în fiecare parte, ne-am intrat în partea de est. Uitați-vă cât de frumoase sunt, nu ne aduc aminte de Uzbekistan. Arată ca porțile alea de la Madrasas. Și acum că ne-am așezat aici, hai să vorbim un pic despre diferitele legende care sunt în spatele Taj Mahalului. Sunt legende care spun că toți oamenii care au lucrat aici, ba le-au fost tăiate mâinile, ba le-au fost scoși ochii, să nu mai facă niciodată ceva atât de frumos și atât de perfect pe cum acest mausoleu. Alții spun că pur și simplu au semnat un contract din ăla de că nu o să mai facă ceva de genul de confidențialitate, dar nu cred că existau pe vremea aia. Deci eu cumva, ținând cont de anii în care s-a construit Taj Mahalul și cum funcționa lumea atunci, mai degrabă, adică aș fi în stare să cred că i-au amenințat cu că li se vor scoate ochii, li se vor tăia mâinile sau chestii de genul. Mai este o legendă care spune că ar mai exista un Taj Mahal exact la fel, dar negru, numai că încă nu a fost găsit. Mai este una care spune că împăratul a vrut să construiască încă un Taj Mahal negru pentru el, iar fiul său a zis: tată, ai cam luat o razna, mai ales cu la câți bani ai cheltuit pe ăsta, așa că l-a închis acolo în fortăreața din Agra, văzând Taj Mahalul din celula lui. Interesant e că omul ăsta, după ce a murit soția lui și a construit o așa bijuterie, n-a apucat să intre înăuntru, să-l viziteze. Acum sunt amândoi înăuntru. Și împăratul și soția sa. El a murit 30 ceva de ani mai târziu și l-au adus aici. Dar el a văzut Taj Mahalul doar de la el din celulă, din Agra Fort. Câteva chestii de spus. Toate materialele au fost de primă calitate și au fost aduse din toată Asia, folosind elefant. Sute de elefanți. Marmura e cea mai bună adusă din Rajasthan. Ați văzut în Jaipur, unde am fost, în provincia aceea, se spune că e cea mai bună marmură. Toată a fost adusă de acolo. Și cum zice Ralu, înăuntru e plin de pietre prețioase. Se spune, nu știu cât de adevărat e, că partea de sus, toată partea de sus era acoperită în aur, aur pur. Dar când englezii au colonizat pe aici, au luat aurul înainte de plecare și au pus altceva sau l-au lăsat așa. Extraordinar, loc extraordinar. Îmi faci și mie un palat?
Vedeți foarte iubite. Și în jur, dacă vă uitați chiar de aici, așa vedeți că nu apare nimic în zare, așa, doar copaci. Pentru că s-a dat o lege, că, cred că la 500 de metri sau un kilometru, nu știu sigur, să nu se poate construi nimic mai înalt sau ceva să acopere priveliștea către Taj Mahal. Deci trebuie să fie așa, cireașa de pe tort. De aia în jur e doar e râul și pe acolo sunt ferme unde lucrează oamenii cu vaci, cu, adică cu vaci nu, că nu lucrează cu ele, se uită la ele. Ui, ce au ei pe acolo? Aici se află râul și acolo poți să te duci prin grădinile alea, care nu sunt grădini, sunt ferme, că acolo lucrează oamenii pe câmp și aia priveliște super mișto, numai că la fel, din păcate, e o groapă de gunoi și și aici simți mirosul apei astea care te sparge, te sparge. Și acum să vorbim și despre partea mai puțin frumoasă. Acum că ne-am minunat de incredibilul Taj Mahal, am fi ipocriți dacă nu am vorbit și despre locul unde se află Taj Mahal și realitatea de care te vei lovi venind aici. Se află în localitatea Agra, care face parte din Triunghiul de Aur. Agra, Jaipur, Delhi, invers, Delhi aici sus. Sincer vă spun, după cât 8-9 zile în India, două regiuni diferite, n-am văzut o groapă de gunoi mai mare, n-am văzut un oraș să pută mai rău decât Agra. Acum, sunt mulți oameni care când se uită la vlogurile astea zic, bă, în loc să vezi partea frumoasă. Nu, noi facem un ghid de călătorie și oamenii se uită la noi și mulți oameni, vă vine să credeți sau nu, merg unde mergem noi. Și mulți oameni vor veni aici la Taj Mahal. Vreau să vă spun doar că drumul până la Taj Mahal, adică trecutul prin acest oraș este un adevărat chin. E cel mai împuțit loc pe care noi l-am văzut în ăștia 3 ani de zile și nu putem să înțelegem cum o așa bijuterie poate fi plasată într-un loc în halul ăsta. Repet, compar cu restul Indiei, adică nu am văzut ceva mai rău decât orașul ăsta. Mirosurile sunt la alt nivel, nu există să mergi 10 metri fără să vezi oameni făcându-și nevoile. Gunoiul e o groapă de gunoi enormă. Și încă o dată, ca să vă faceți o idee, da? Ăsta nu e un șoc al unor oameni care au ajuns azi în India. Avem deja ceva timp în India și am vizitat mai multe locuri și șocul a fost extrem. Mergi pe stradă și e un vârtej de muște care ți se pun pe față, plin de cerșetori. Nu e un oraș safe. Nu e un oraș safe, o să vedeți și la hotel dacă vă cazați, o să vă spun să nu ieșiți noaptea afară și nu putem înțelege cum chestia asta vinde 40.000 de intrări pe zi. Maxim au pus ei, pentru că dacă nu ar putea să vândă mult mai multe. Turiștii plătesc 10, 12, chiar 15, chiar 20 de euro pentru intrările premium, că sunt ceva intrări. Deci, locul ăsta face bani încât să scoată din sărăcie cam orice oraș raportat la India. Și nu putem înțelege cum poate să fie în halul ăsta. Sincer vă spun, e... Inclusiv mergând în mașină și stând la un hotel cum stăm noi la Hilton, nu poți să treci peste. Efectiv, nu poți să treci peste și cu mâna pe inimă vă spun că Taj Mahalul e superb, dar păcat că se află în țara asta. Și din păcate aș vrea să spun, e un oraș suprapopulat. Bă, nu e. Sunt mulți oameni, cum sunt în toată India, cum sunt și în China și cum sunt și în alte locuri. Pur și simplu, cetățenii acestei localități sunt... N-am cuvinte pentru că am cuvinte, știți că vocabularul meu în română e un pic mai limitat, dar toate cuvintele care îmi vin sunt cuvinte care ar trebui cu bip. În zona unde stăm noi, de exemplu, uitați-vă cât de frumos e. Zona în care stăm noi, de exemplu, e o zonă cumva rezidențială, așa, unde sunt hoteluri de lux și sunt puțini oameni. Băi, efectiv sunt puțini oameni. Vezi pe stradă maxim 100 de oameni și totuși e o groapă de gunoi și jeg și excremente și miros a urină. Și sunt puțini oameni și totuși fac așa. Adică nu e o chestie de, bă, sunt mulți. Nu, sunt foarte, foarte, foarte murdari și orașul ăsta e extrem de împuțit. Asta e realitatea. Taj Mahalul e o bijuterie, după cum v-am spus, o să intrăm acum acolo. Nu trebuie să... Nu trebuie să interpretați rău informațiile astea. Nu trebuie să vedeți Taj Mahalul să vă relaxați pe videole astea. Voi trebuie să vedeți pe acest video una din minunile lumii, cât de frumoasă e și realitatea locului unde se află și ce te va aștepta când tu vei veni aici. Dar, cu toate astea vă spun că merită. Merită, de obicei lucrurile frumoase trebuie să depui muncă, stres, nervi, trebuie să fie ceva acolo, nu poți să ai acces la chestii frumoase foarte ușor. Dacă nu,
parcă nu le-ai mai apreciat. Dar păcat că construcția asta ar putea să schimbe toată regiunea, dacă s-ar vrea. Intri înăuntru, e mormântele, e o intrare separată. Dar, și un ticket separat. Da, un ticket separat, dar intri acolo și practic nu se mai vede așa bine. Doar înăuntru vezi mormintele, e multă lume și cumva lumea. Te învârți în cerc așa, și, dar nu poți să faci nicio poză, niciun video, nu poți să faci absolut nimic înăuntru. Deci noi am decis să nu intrăm. Se vede mai frumos pe aici. Ei, păreri la cald, cu visul împlinit și Taj Mahalul. E foarte frumos. Fericită? Da. Te-ai impresionat atât cât credeai? A, da. Chiar e frumos. Ai văzut că nu are nicio decorație să fie de animale sau chestii așa? Nimic, pur. Da. E foarte frumos. Alb. E curat pe lângă. Îmi place. Deci a meritat efort. Da. Și acum? Acum ne dăm o palmă de realitate că ne ieșim afară și vedem. Iubi, dar nu putem să plecăm fără să punem mâna pe el. Ia să vedem cât de bună e marmura asta de Rajasthan. Rajasthan. Mă, ce rece. Foarte rece. Surprinzător de rece la cât bate sorinele aici. Ok, sper să vă bucurați toți pentru Ralu că a ajuns aici. A, și pentru mine, și mie, și eu voiam să-l văd. Dar nu era un de ăsta cum avea Ralu, scris pe foaie. Ralu are, avea India, avea Laponia și Egipt. Mai are piramidele din Egipt, dar Laponia și asta am rezolvat. Sper să vă bucurați pentru ea. Și acum trebuie să ieșim din incinta Taj Mahalului, să parcurgem acel kilometru pe jos, cred, până la ieșire, evident, să căutăm o mașină și să găsim un loc unde să mâncăm ceva ok. Sperăm. Toată lumea apare deja de pe la 8 și ceva, deci veniți de dimineață. E 8:30, așa că da, veniți de dimineață. Treziți-vă, faceți efortul ăsta să vă treziți la 5 dacă puteți. Noi ne-am trezit la 6, a fost mai putor, dar la 5 dacă puteți, la să răsări. Fiți primii aici, să prindeți poza aia cu Taj Mahalul curat. Faceți chestia asta și acum că îl lăsăm așa în spate, bă, a meritat. Tot stresul, tot drumul de ieri cu trenul ăla, cu... bă, a meritat, a meritat. Și să vii, îndrăznesc să spun că merită să vii până în India, doar să vezi Taj Mahalul și să pleci. Deci gândiți-vă ce vă spun, adică... și să gust și mâncare. Nu, dar zic, atât de impunător și atât de perfect și atât de frumos e încât îndrăznesc să spun, bă, și ceva... Du-te până în India doar să-l vezi, o dată în viață. Iată și-a făcut un magnet de aici. Bineînțeles, colecționista. Asta e fain. Do you want some cigarette lighter? You have cigarettes? Yeah. You have Marlboro Gold? Marlboro Gold. How much you sell it? You need with lighter or without lighter? I have lighter here, but how much you sell it? 400? Oh, no. It's cheaper. Cum ești unde stai? It's original. Yes, it's I know. It's not duplicate. No, I have original. In my hotel next to the Hilton, it's 310? 310? Yes. Can I borrow this with you? Yeah, this? Ah, no, nu-s la fel. Let me see if it's the same. 350, okay? No, bro, it's 310 in my hotel. Really? Okay. I bring you the package now if you want. I have it here in the locker. Okay. How many pack you want? 10? No, I need only 2. Give me 2. Just magnet and 2 days. Just the 3 days. 650. 630. How you do the math? No. You say 310. Yes. And 310, how much? 620, yes. And plus 20. 640, not 50. But I give you 650 for the laugh. Okay. Bun, primul pas în afara Taj Mahalului dat. Și că n-au voie cu mașini, așa scrie pe net, dar eu am văzut o grămadă care au trecut cu mașinile și cu scutele. Nu cred că se cazi cu mașini și cu astea, să nu cari și să fie. Hello. Hello, iar începe. No, thank you. How much? Anyway. Hilton. Double three. Double three, okay. How much? 150 only? 100, bro.
Indian Thai. It's 77. Oh, 120. 100? 120. No, one. Okay. Okay. You know where is it? What is your car? Tuk tuk. This one? Okay. Gata. Am scăpat. Din prima. You have Ferrari, yeah? Ferrari. Ferrari. Your Ferrari is good. Ferrari, tuk tuk. Same, same. All the stuff. No problem. Vă vine să credeți că această bijuterie e la 200 de metri de asta? Cum te duci cu metri? Nu fugi de mine! This way? Hai ce putere, doamne! Yes, let's go, sir! Aia a fost ok, Jaipur a fost super fun, i-a spus acolo, a fost aici, nu putem, asta e. Trebuie să cunoști limitele. S-a deschis țara, suntem printre primii, ne oprește și lumea pe stradă, ne întrebe cum am intrat în țară. No people on the tuk-tuk, everybody go to metro. No. Very beautiful is the tuk-tuk. Uh-huh. Yeah. No metro. All it is metro. Ah, okay. All is not tuk-tuk, we are very, very in India. Dar oamenii sunt foarte scurs, foarte dragi, foarte amabili. Dar de fapt oamenii sunt amabili și se poartă frumos și curioși. E șocul ăsta, e cultura. Dar bună parte din ei au intenții bune, bine, o să apă încearcă să stea oricine, ne? În orice țară. Astăzi am văzut bicică scuipă, e au tu sigur de rău. Da, și când scuipă e roșu. Bă, uitați aici, m-am alat. Acolo, Hilton. Aici, la Hilton? Hello, namaste. Au ăștia aici la Hilton o ofertă? Nu, la veci. Namaste. Au ăștia la Hilton aici o ofertă, mic dejun și cină la 26 de euro. Deci pentru noi, adică nouă ni se pare ok. Așa că o să luăm micul dejun aici la Hilton, pentru că încă este ora 9. Hello! 2500 e undeva la 26-27 de euro și noi ieri am mâncat la un restaurant normal unde am dat 9 euro. Deci mi se pare că e super ok. Mamă, cum se poartă aici, ne-au tras scaunul, ne-au luat comandă. Ce vrem, ce cafea, ce...
5 stele și 5 stele în India sunt vreo 12 stele în alte țări la cum se poartă ăștia. Azi vedem ce mâncăm pe aici, uite ce făcut. Bun, și acum când ne-am întors la hotel, cred că cel mai bine e să închidă vlogul Ralu-i, să ne spună ce se simte după ce ai împlinit un vis și dacă ești fericită. Da, într-un final am rămas cu un sentiment foarte plăcut. Mă bucur extrem de mult că te-am pe tine aici lângă mine și că îmi împlinești toate visele. Ne. Dar da, e foarte frumos, e măcar o dată în viață trebuie văzut, dar atât, tot. Văzut, hotel, te duci. Asta. Din păcate, da. Dacă ai curajul și poți și nu te stresează oamenii, nu te enervează mirosurile, mizeria și poți să te plimbi să mergi la bazar sau să vezi alte chestii. Se mai poate vizita Agra Fort, unde a fost închis împăratul și de acolo se vede Taj Mahalul din depărtare, dar nu e curaj, nu e la cuvântul curaj, e stomac. Totuși, curaj puțin. Eu nu pot. Nu mă adaptez prea bine momentan. Da, aici, în Jaipur, a fost ok. A fost ok, și în Mumbai aici a fost ok. Și în slum, în Dharavi, a fost mai ok. Da, acolo, da, a fost chiar ok. Deci în cel mai mare slum din Asia, unde a fost acolo în Dharavi, vlogul ăla era mai ok decât în Agra. Da. Totuși, merită văzut. Bun. Și merită, acum, merită. Încotro. Că mâine facem ce caut aici. It's called